Aroganțe de primar în capitală, cu o noșalanță greu de imaginat, Nicu Șordan, primarul general al capitalei, nu se mai poate urca în mașină până nu îi se deschide portiera. Din imaginile care circulă pe social media, se vede cum un polițist este nevoit să-i deschidă ușa. Mai nou, nu reprezentantul unei comunități este în slujba cetățenilor, aflându-le nevoile și problemele, ci invers. Poporul slujește primarul. Vestitul Nicu Șordan s-a ajuns. După toată ironia care i s-a adus de-a lungul timpului, primarul comic al capitalei nu intră în mașină până ce portiera nu este deschisă. Pe social media circulă mai multe fotografii în care se vede cum Nicu Șordan așteaptă să-i se deschidă ușa mașinii. Abia după ce un polițist a deschis, primarul general al capitalei urcă în mașină. Nu doar Nicu Șordan recurge la astfel de gesturi. Autorul unui moment la fel de controversat a fost și vicepremierul Dan Barna, care a chemat un funcționar al Parlamentului să-i ridice ochelarii după ce i-a scăpat pe jos. Cei doi, atât Nicu Șordan cât și Dan Barna, consideră astfel de situații perfect normal,